Online. Iată, cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat în rândul femeilor din întreaga lume. Anual sunt depistate aproximativ 1,7 milioane de cazuri noi de cancer mamar, conform unor statistici internaționale. Vorbim despre acest subiect, dar mai ales despre tratamentele inovative legate de cancerul de sân, cu domnul dr. Alexandru Eniu, medic primar oncologie medicală la Institutul Oncologic, profesor dr. Ion Chiricuță din Cluj-Napoca. Bine ați venit la noi! De România! Haideți să începem cu începutul. Ce fel de simptome are cancerul de sân? Simptomele cancerului de sân sunt uh, destul de uh, greu de pus în evidență într-un stadiu de incipient. De, de aceea, pentru depistarea precoce este recomandat screeningul, ul mamar, după cum știm. Simptomele în momentul în care cancerul de sân începe să dea semne sunt de obicei un nodul în sân, însoțit sau nu de ganglioni în axilă. Din păcate, aceasta este cea mai frecventă formă de prezentare a pacientelor, a femeilor, în România, cu o tumoră palpabilă, ceea ce înseamnă că deja tumora este mai probabil peste 2 cm și este deja în situația în care avem semne clinice. Multe semne incipiente poate sunt trecute cu vederea și, cum spun, majoritatea pacientelor se prezintă cu această tumoră palpabilă. Aș spune un lucru important, durerea pentru cancerul de sân nu este un semn revelator. Iar a, fost, a fost chiar o întrebare adresată de cei care se uită la doctorul dacă dacă cancerul de sân doare? Doare în stadiile avansate, când boala este împrăștiată, boala metastatică, dar, per se, Tumora la sân nu este o tumoră neapărat dureroasă și asta face, un, este o discrepanță de fapt între pacientele care vin pentru că au dureri la sân, sunt lucruri care sunt frecvente, sunt legate de alte lucruri, de modificările hormonale de sindromul premenstrual și așa mai departe, care nu au legătură cu, cu cancerul de sân. De asta este un pic dificil de a depista precoce sau dificil, poate că nu este, nu este bine spus. Cred că o educație bună a femeilor în a diferenția aceste lucruri ar fi foarte de folos. În primul rând, lor ar fi foarte de folos poate să poată să facă diferența să nu se impacienteze degeaba pentru lucruri care nu sunt importante, dar în același timp să se adestreze atunci când simt un nodul la sân și care, care necesită atenția medicului. De exemplu, o roșață în zona sânului este un semn de îngrijorare? De cele mai multe ori nu. Există o formă de cancer care se cheamă carcinomul inflamator, care se manifestă în acest fel, dar asta este excepția, dacă vreți este 5% din uh, tumorile care apar. În rest, roșeața sânului este uh, o chestiune care uh, ține de mă rog, modificările de piele. Trebuie să fim atenți dincolo de prezența unui nodul la sân. Dacă acesta nu este băgat de seamă, pot să apară retracția ale pielii, pot să apară uh, invazie sau retracția mamelonului. Acestea sunt lucruri care uh, atrag atenția, dar repet, apar după probabil apariția unui nodul palpabil. Autopalparea sânului, care este recomandată pentru orice femeie după vârsta de 40 de ani, este un lucru care fiecare femeie ar trebui să-l facă o dată pe lună, um, fără stres. Unde ar putea să învețe cum se face și la ce trebuie să fie atente? Pe net. Că toți suntem în online? Că toți suntem în mediul online sau uh, există multe asociații de pacienți care, care învață lucrurile astea uh, și societățile, uh, mă rog, uh, Civile care fac lucrurile astea. Nu există neapărat un curs al universității pentru așa ceva, dar este un lucru care este important. Știu că am început cu niște date statistice legate de cancerul uh, lasând, uh, la femei, dar este posibilitatea ca acest cancer să se instaleze și la bărbați? Din păcate, da. Este o raritate, dar este. Din păcate, posibil și de cele mai multe ori, ceea ce am învățat în ultimii ani este că acest cancer de sân la bărbat este legat de modificările genetice. Prin urmare, atunci când avem un bărbat cu cancer de sân, întotdeauna trebuie să ne gândim la a face o testare genetică pentru a vedea dacă am moștenit și, dreptul mare poate să transmită una din genele care sunt legate de apariția cancerului la femei și la bărbat. Dacă tot am atins acest subiect al transmiterii genetice a cancerului la sân, cam, cum, cam cât este procentul <coughs> din, cancer, din cazurile de cancer tratate de sân la Cluj, că ne putem raporta la noi, sunt transmise genetic și restul sunt, sunt declanșate ulterior. Vedeți, este un domeniu în continuă dezvoltare pentru că, ști, pentru că știința aduce lucruri noi. Tradițional se spunea și este în continuare adevărat că, în principiu, 5% din cancerele diagnosticate din 100 de femei, 5% au un cancer care este transmis ereditar. Dar, în ultimii ani, am început să înțelegem că, dincolo de genele, să spunem, cunoscute, BRCA1, BRCA2, implicate în dezvoltarea cancerului, mai ales cancerului precoce la femei, există o pleiadă de alte gene, a căror implicare este mai mare sau mai mică. Dar care, într-un anumit cumul de factori, pot să favorizeze apariția cancerului de sân. Prin urmare, probabil că partea genetică are importanță pentru mai mult de 5% din pacientele pe care le vedem. Să zicem că o pacientă a, ajun... a trecut de stadiul de diagnosticare și a ajuns în fața medicului. Ce tratamente inovatoare pot fi aplicate acum, în anul 2019, la Cluj și în România? Din fericire, suntem într-o situație, aș spune, bună, uh, pentru că în acest moment, pentru cancerul de sân, avem la dispoziție aproape tot ce există și în altă parte. Uh, în ultima vreme au apărut medicamente noi care au schimbat, să spunem, viața și prognosticul pentru anumite subgrupuri de paciente. Poate e bine de menționat că vorbim de cancerul de sân, dar de fapt cancerul de sân sunt cel puțin 5 boli diferite și probabil mult mai multe. Noi ne lumim sub subtipuri, moleculare sau nu, nu are o mare importanță, dar sunt boli distincte, cu prognostic diferit, cu tratament diferit și cu uh, o serie de caracteristici care le fac la fel de distincte ca două boli complet, complet distincte. Pentru anumite subgrupuri din aceste paciente, cum este boala HER2 pozitivă, în ultimii ani, aș spune 5-10 ani, 5 ani, poate, uh, au fost avansuri importante în ce privește tratamentul bolii metastatice, medicamente care au adus uh, prelungirea timpului până la progresia bolii, cum îl numim noi, practic, uh, prelungirea momentului până la care boala uh, nu mai este controlată, să Nu spune. mai poate fi oprită, sigur. Da. Uh, dar, legat de acest aspect, aș menționa că uh, ne concentrăm foarte mult pe terapia inovatoare și este bine, dar cel mai bun medicament este medicamentul pe care pacientul îl chiar ia. Aș face un apel, poate, în această emisiune la a, a menține complianța pacientelor. Haideți să explicăm ce înseamnă acest lucru. Tratamentul, în special, tratamentul adjuvant, Uh, înseamnă o, o perioadă de timp de să spunem 5 ani de zile, în care pacientele trebuie să ia zilnic medicamente. Lucru care nu este foarte plăcut, nu este foarte simplu, și uh, ratele de abandon de tratament uh, arată că, evident, supraviețuirea celor paciente este mai. Uh, mai proastă. Prin urmare, este important ca tratamentele să fie complete și făcute pe, pe întreaga perioadă. de și timp. Consecvență și complianță, să zicem că o, o pacientă îndeplinește cele două condiții, uh, cu cât se poate prelungi viața, și dacă în condiții bune. Um, asta este o întrebare legitimă la care nu întotdeauna avem un răspuns. Bineînțeles, discutăm aici de două categorii distincte de paciente. Sunt pacientele care au fost um, s-au prezentat într-un stadiu incipient al bolii și acolo vorbim despre vindecare. Pentru pacientele cu boală metastatică vorbim despre controlul bolii și vorbim și trebuie să prioritizăm calitatea vieții. Și în acest context este foarte important ca aceste medicamente să reușească să ofere un interval cât mai lung, dar cu o calitate a vieții acceptabilă și avem această posibilitate. Medicamentele noi au acest profil de toxicitate, deoarece, adresându-se predominant celor tumorale, evită să creeze probleme atât de mari organismului. Cu alte cuvinte, este tot un fel de chimioterapie, dar mai puțin agresivă. Da, este un tratament sistemic. n ar spune chimioterapie, pentru, dar este un tratament sistemic care se administrează fie ca tablete, fie ca perfuzii, dar care se adresează distinct celulelor tumorale. Prin urmare, nu cauzează atât de multă toxicitate ca și chimioterapia clasică. Aș dori ca cei care se uită la emisiunea de astăzi să rămână cu niște informații foarte importante. Prima ar fi screening scrinul făcut la modul profesionist, apoi, din cum, a, cum ați spus dumneavoastră, trebuie neapărat să învețe să se palpeze singură și să depisteze și să nu le fie frică să meargă mai departe la medic. Și acest punct este foarte important pentru că această întârziere a diagnosticului de multe ori cauzează foarte multe probleme pacientului și apoi și sistemului de sănătate. Teama aceasta nu, nu mă duc la medic că o să fie operată la sân sau să-mi cadă părul, sunt lucruri care țin de secolul 20. Suntem în alt secol acum și trebuie să gândim mai modern să cunoaștem lucrurile acestea și să acționăm în consecință și să nu ne fie frică să ne adresăm pentru simptomele care sunt prezente. Și odată diagnosticat, când începe tratamentul, să se țină de el, chiar și dacă de este de lungă durată. Absolut. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile oferite și vă mai așteptăm la Doctor Online. Vă mulțumesc foarte mult!